Viața Sfântului Ioan Casian. Acest cuvios părinte de neam străromân s-a născut prin anii 365 de la venirea mântuirii prin Hristos Domnul în Dobrogea, numită pe atunci Sciția Mică, la un loc ce îi păstrează din vechime până astăzi numele Podișul Casian și Peștera lui Casian. Localitatea Casimcea din județul Tulcea îi poartă de asemenea numele. Provenind dintr-o familie distinsă, a urmat școlile timpului, dar însuflețit de o arzătoare sete de desăvârșire duhovnicească, renunță de tânăr la atracțiile deșarte și înșelătoare ale vieții lumești și pleacă la locurile sfinte, însoțit de prietenul său German, frate nu prin naștere, ci în duh. Așa au ajuns amândoi călugări într-o mănăstire din Betleem, întemeindu-se după cuvință în rânduielile vieții chinoviale, adică de obște, după modelul de viață al călugărilor din Palestina, Mesopotamia și Capadocia, și simțind în ei dorul de o mai mare desăvârșire, au hotărât să plece în sihăstriile Egiptului, la anahoreții despre a căror îmbunătățită viață duhovnicească au ziseră. Așa au ajuns la comunitățile din delta Nilului, adâncindu-se de acolo tot mai mult în pustie, dar pretutindeni pe unde treceau căutau cu râvnă pe sfinții însingurați, ca să cinstească în ei strălucirea harului și bogăția roadelor lor și pentru a le cere sfaturi duhovnicești pentru mântuirea sufletului. Aceste întrebări și răspunsuri ne vor fi lăsate ca o moștenire sfântă în cartea convorbirilor cu care cuviosul Casian a înzestrat biserica. Dobândind pe cât puteau să adune din învățătura cerească, au mai rămas în Egipt 7 ani la sfatul avei Iosif și apoi au mers mai departe, cercetând din loc în loc pe acești învățători în lucrul duhovnicesc, până ce au ajuns în vestita pustie ascetică, unde Sfântul Macarie întemeiase și făcuse pustia strălucitoare, vrednică de a fi sărbătorită de toți. Aici se nevoiau într-o asceză aspră un mare număr de călugări, printre care străluceau deosebi cuvioșii părinți Moise, Serapion, Teona, Isaac și preotul Pafnutie, învățătorul lor. El le spunea că nu este de ajuns pentru călugări să renunțe la lume, părăsind bunurile și măririle lumești, pentru a se dedica grijii de suflet în nevoință, în asceză și tăcere. De aici înainte trebuie împlinită o a doua renunțare, care constă în a te lepăda de obiceiurile, viciile și atracțiile vechi ale sufletului și ale trupului, printr-o luptă îndelungată și răbdătoare, plină de ispite, dar care duce la curăția inimii, căci acesta este scopul călugărului. Să stea de vorbă permanent cu Dumnezeu prin neîncetată rugăciune, încât mintea nerisipită la grijile lumii să ajungă cu liniște și pace în altarul despătimit, curățit al inimii. Iar capătul lucrului său este viața de veci, unirea cu Dumnezeu, din care se poate dobândi chiar de aici de jos o arvună, o pregustare a ei prin sfânta iubire. Căci într-adevăr ajuns la un anume sfârșit al celei de-a doua renunțări, sufletul pe de-a-ntregul tinzând către Hristos cel dorit, călugărul trebuie să mai împlinească cea de-a treia renunțare, care cuprinde întreaga desăvârșire. Iar aceasta constă în părăsirea oricărei amintiri a acestei lumi, cu toate cele de față și văzute ale ei, socotite mărețe, deși sunt deșarte și repede trecătoare, pentru a se lăsa condus de Dumnezeu în pământul făgăduinței, în care nu mai cresc spinii și buruienile viciilor, în lăcașurile cele veșnice, în care vom rămâne pentru totdeauna, în simțirea negrăitei bucurii și a revărsării luminii dumnezeiești. Acesta este marele dar al rugăciunii curate, căci atunci, precum grăia Ava Isaac, acea iubire desăvârșită prin care El ne-a iubit mai întâi, trece și în adâncul inimii noastre prin virtutea rugăciunii curate. Aceasta se va face așa când toată dragostea, toată dorința, toată râvna, toată strădania, tot cugetul nostru, tot ce trăim, ce vorbim, ce respirăm, va fi cu Dumnezeu,
Și când acea unitate care există veșnic între Tatăl și Fiul și între Fiul și Tatăl, prin Duhul Sfânt, va trece și în simțirea și în mintea noastră, așa precum El ne iubește cu iubirea cea adevărată și curată, care nu se stinge niciodată, să ne dăruim și noi Lui, printr-o legătură veșnică, de nedespărțit, pentru ca orice respirăm, orice înțelegem, orice vorbim, să fie în legătură cu Dumnezeu. Iar de starea aceasta ne vom putea apropia atât cât este cu putință pe pământ, plinind cuvântul apostolului: Dumnezeu este totul în toate. Apoi, devenind de plin fii, printr-o comuniune atât de desăvârșită cu Tatăl, vom putea zice celui care este fiu și moștenitor prin fire: toate câte are Tatăl, ale mele sunt. Pentru că El însuși s-a rugat grăind despre noi: Părinte, cei pe care mi-ai dat, vreau ca unde sunt eu să fie și ei cu mine. Aceasta trebuie să fie năzuința pusnicului, aceasta toată strădania, pentru ca, după cuvință, să aibă chiar în acest trup fericitul chip al fericirii viitoare și să înceapă să guste înainte din începutul vieții și măririi cerești. Acesta este scopul întregii desăvârșiri, ca sufletul eliberat de orice lanțuri trupești să se înalțe zilnic la negrăitele daruri ale vieții duhovnicești, într-atât încât întreaga viață și bătaie a inimii să devină o unică și negrăită rugăciune. Cât de mângâiat și uimit este creștinul, descoperindu-i se un asemenea suiș al sufletului, întru care petreceau străbunii noștri sfinți. Astfel, îndrumați de pe culmile vieții călugărești și contemplând plinirea vie la acești străluciți anahoreți, cei doi prieteni s-au dedicat cu mare severitate și neclintită statornicie vieții contemplative. În liniștea chiliei, Sfântul Casian a izbutit să facă experiența luptei aspre a sufletului îndrăgostit de Dumnezeu împotriva gândurilor pătimașe și a demonilor pismași, îndeosebi împotriva ispitei amorțirii sufletului, a plictiselii care îi tulbură pe emeriți și îi silesc să-și părăsească retragerea liniștii. Din această adâncă experiență personală și din învățătura altor bărbați învățați, ca Evagrie Ponticul, pe care l-a cunoscut în Nitria, cuviosul Casian a întocmit o învățătură aleasă de luptă duhovnicească împotriva celor 8 păcate capitale, anume al lăcomiei, adică al îmbuibării de mâncare, al desfrânării, al iubirii de arginți, sub care se înțelege zgârcenia, al mâniei, al tristeții, al neliniștii sau al dezgustului inimii, al slavei deșarte și al trufiei. După 7 ani, cuvioșii Ioan și German s-au întors la Betleem, unde au dobândit de la părintele lor duhovnicesc binecuvântarea de a trăi de aici înainte în pusnicie. Și așa plecară cu râvnă și grăbire în Egipt. Dar, cu tot dorul lor nestins, n-au putut regăsi liniștea cuvenită contemplației din pricina unor învinuiri nedrepte la care erau supuși călugării din Egipt de către arhiepiscopul Teofil al Alexandriei. Atunci, cuvioșii Ioan și German, urmând unui grup de 50 de monahi, hotărâră să-și caute liniștea la Constantinopol, sub ocrotirea Sfântului și Marelui Ioan Gură de Aur. Aceasta se petrecea pe la anii 401. De îndată ce ai văzut marele între patriarhi, deslușind cu o tainică privire calitatea sufletelor lor, reuși să-l convingă pe German să primească prin mâinile lui preoția, iar Casian diaconia. Cucerit de curăția și sfințenia Sfântului Ioan Gură de Aur și de negrăita sa măestria cuvântului, Casian se așeză cu un zel fierbinte sub călăuzirea sa spirituală, consimțind să jertfească liniștea pustiei pentru a scoate câștig din petrecerea pe lângă un asemenea învățător. Dar n-a trecut mult timp că iată Sfântul Ioan Gură de Aur, victima lui Teofil, fiind dus în exil cu vioșii Casian și German,
Au fost trimiși de cler și popor în misiune la Roma, însoțindu-l pe episcopul Paladie ca să înștiințeze printr-o scrisoare pe episcopul Romei Inocențiu I de suferințele Sfântului Ioan Gură de Aur. Sfântul Casian petrecu astfel 10 ani la Roma și în acest timp a fost hirotonit preot. De aici a mers la Marsilia, în sudul Galiei, unde a întemeiat pentru bărbați mănăstirea Sfântul Victor, pe mormântul unui martir din secolul al III-lea, iar pentru fecioare aceea a Mântuitorului, pe la anul 415. Bărbat mult încercat în viața ascetică și totodată părinte, a ajuns la o mare înțelepciune pastorală. El a oferit mulțimii călugărilor care se adunau în jurul lui adevărata tradiție monahală, pe care o primise de la părinții din răsărit, ținând seama însă de condițiile de viață din Galia, de climă și de firea locuitorilor de aici. La rugămintea Sfântului Castor, episcop de Apt, el a întocmit lucrarea sa instituții cenobitice, sau rânduieli pentru viața în comun, pentru mănăstirile pe care le întemeiase în Provența. În această lucrare el descrie modul de viețuire al călugărilor din Egipt, dar cu oarecare pogorământ în ceea ce era prea aspru pentru călugării din Galia, urmând și aici rânduielile care se obișnuiau în Palestina, în Capadocia, în Mesopotamia. Căci scrie el, dacă se împlinește porunca dumnezeiască cu dreaptă socoteală și după putere, atunci păzirea ei are măsura desăvârșirii, chiar dacă mijloacele nu sunt aceleași. El descrie apoi leacurile și căile de vindecare ale celor 8 păcate capitale spre a conduce sufletul la desăvârșirea virtuții. Mai târziu, el a completat această învățătură duhovnicească prin Cartea Convorbirilor, în care înfățișează la cererea emeriților care trăiau la Lerins și în insulele Hierges, de lângă Marsilia, treptele mai înalte ale luptei pentru curățirea inimii și contemplației, folosindu-se de învățătura marilor anahoreți pe care îi întâlnise în Egipt. Sfântul Casian a înzestrat astfel, din începuturile lui, monahismul din Galia cu o temeinică armătură duhovnicească, adăpându-l din izvoarele vii ale părinților pustiei. Ca ucenic credincios al marilor învățători capadocieni, sfinții Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Grigorie de Nisa, ca și al Sfântului Ioan Gură de Aur, cuviosul Ioan Casian s-a ridicat atunci împotriva unei separări adânci între firea omenească și harul divin pe care fericitul Augustin o stabilise pentru a lupta împotriva ereziei lui Pelagiu. Într-adevăr, deși tot darul de săvârșit și tot harul de sus coboară, de la Dumnezeu, Părintele Luminilor, libertatea noastră omenească zidită după chipul libertății absolute a lui Dumnezeu și reînnoită în Sfântul Botez, este chemată să răspundă și să conlucreze cu harul dumnezeiesc pentru a produce în suflet roadele mântuitoare ale sfintelor virtuți și într-o așa măsură încât se poate spune cu Sfântul Ioan Gură de Aur că lucrul lui Dumnezeu este de a ne dărui harul său, iar cel al omului este de a-i oferi credința sa. Căci așa cum grăiește același mare învățător al bisericii în alt loc, harul lui Dumnezeu curge atât pe cât este de deschis vasul credinței pus sub șipot. O asemenea învățătură și avea limpede rădăcina în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul a arătat, cel care luase 5 talanți de la stăpânul său a adus alți 5 talanți, iar cel ce a luat 2 a adus de asemenea alți 2. Deci, cu adevărat, precum spune și Sfântul Apostol Petru, suntem împreună lucrători cu Hristos. Față de aceste împotriviri care au mai durat, cuviosul Ioan Casian a rămas statornic în dreapta credința bisericii. Departe de zgomot și certuri, învățat cu adâncul contemplării divine, taina unei păci nesurpate și blânde și a unei liniști
senine. El își încredință în pace sufletul său lui Dumnezeu către anul 435, cunoscut ca sfânt de cei din vremea lui, el este cinstit de toți călugării Bisericii Apusene ca părinte al lor și ca unul dintre cei mai mari învățători ai monahismului. Sfintele sale moaște sunt păstrate până în ziua de astăzi în mănăstirea Sfântul Victor din Marsilia.